Auzind că americanii au trimis 31 de tancuri Abrams în Ucraina, stop, 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 nu, vor să trimită 31 de tancuri Abrams, Putin s-a gândit să nu se lase mai prejos și băiat amabil și săritor, cum îl știm, s-a gândit să trimită și el câteva tânculețe ruginite, model T-80. Bine, partea mai proastă e că Putin le trimite cu tot cu echipaj, dar eventual îi le dă lui Alyosha să se joace cu ele, dar trecem peste, da? Și vreau să remarc un lucru, bă, nu sunt multe tancuri, dar oricum sunt mai multe decât poate număra Biden, care probabil când ajunge cu numărătoarea la 20, se resetează, se rătăcește și trebuie să o ia de la capăt. În fine, hai să ne uităm împreună la lotul de lopeți, pardon, de tancuri ruginite, da? Și o bere virtuală pentru cel care e în stare să le numere. Nu Ucraina, nu e. A cu людей на Украину, танки на Украину, все на Украину. У меня сейчас сын служит в колонии ВДВ. 30-29 года. Сейчас к нему еду, буду. Да? Много слишком много. Здравствуйте, какие гости. Сейчас за Кен проедут. А ты, наверное, не успеешь, все, конец, я тебе потом скину. А вот я они уже, все. Я, конечно, пока найду. Я Юрке хочу показать. Я сначала думала, мне показалось. Что такое? Да 90, наверное. Это 90. Наш, по-моему, из резервов они. Ну не новые. Уже с перегоном откуда. Ну да, как все грязные.